așa ceva, ce-a făcut salată. Chiar azi aveai camera roșie. Cred că vin aici să mă cer, nu? Camera o poți chema, te rog, în camera aici, pe la risc. Frate, e deranjant, eu unul n-aș suporta chestia. E foarte deranjant. Da, știu. Normal că tu nu ai apărarea mie, că doar nu o să-i spui, vai, George, ai dreptate sau celorlalți că au dreptate, știi? Mă simt așa într-o situație, pentru că simt că nu mă înțelege nimeni, știi? Larisa spune, nimeni nu mă înțelege, dar de fapt cineva o înțelege și o înțelege Antonie. Te înțeleg eu. Chiar sunt aici să te înțeleg și asta îmi dori, să ajungem să ne înțelegem mai bine. Ți-am zis, de fiecare dată când am avut ocazie, ți-am spus că mi pare că între noi discuțiile decurg destul de bine. Mă crezi că eu te întreb toate chestiile astea, dar uitându-mă așa la tine mă pierd așa? Ce și uiți, ce zic? Nu, îți dai seama că sunt atent, dar în capul meu cât vorbești, mamă, ce bine arăt. Și se de tot așa. Mulțumesc. Mă întrebările astea.